scurată maxim din ce prezint. Asta este specific nou. Totuși, noi nu prea întâlnim profesori pensionați cu 40 de ani de pensie. Maximum, ca și o funcție de conducere și orice s-a avut. Da? Dreptatea, mă rog, este împărțită așa cum este împărțită în societate. Revindicarea noastră este, cum am văzut-o și în materialele colegilor, aplicarea legii 153. Deci, din prioritate, venim odată cu toții. Dar haideți odată să o aplicăm, dacă o aplicăm, nu? Sau dacă nu, să o anulăm. Anulăm legii 153. Știți foarte bine că... În 2022. Păi 2022 ar trebui să aplicăm integral. Deci nu mai avem de altfel. De altfel, o petiție lansată în rândul cadrelor didactice, angajaților de învățământ, că avem 200.000 de semnături care se depuse la București, în care solicitam ce? Aplicarea legii 153 la 1 septembrie 2021. Dar la 1 septembrie 2021 a început vânzoreala în politică, dar și mai apuc să discutăm, hai să zicem, acum s-a stabilit guvernul, dar în cadrul programului ăsta de guvernare, nu avem care pe 1 ianuarie aplicarea legii 153, deși o solicităm. Este solicitarea noastră, o facem și astăzi cu intermediul dumneavoastră, solicităm această aplicare a legii 153 integral și după aceea să procedăm la corectarea legii. Să avem un moment de aplicare aici și pe aia să o corectăm. Pentru că avem nenumărate situații, așa cum din injustiție în aplicarea legii, textul de lege spune ceva și aplicarea este totul altfel, ei că le-am câștigat în instanță, de acum stăm 5 ani, să ne trebuie cu 5%, 10%. Aici este problema, nu știu, care se spune că a dus la perpetuare. Atunci, în 2010 sau, să nu greșesc, 2009, când s-a dat prima ordonanță de eșalonare, am crezut cu toții că este un moment mai dificil al statului, care nu putea face față, dar să o perpetuăm, să ajungem, deci avem deja 12 ani de amânare a fiecărei sume care se obține prin hotărâri decătorească, poate că ar trebui gândit și altfel. Atunci când cineva are de primit pentru o hotărâre decătorească un miliard și ceva vechi, da, merge eșalonat. Dar când nimeni se greșește salariul și merg în instanță și trebuie să-mi dea 2000 de lei, nici aia nu se poate plăti într-o singură tranșă, domnule. Adică totuși ar trebui să ne raportăm diferit, trebuie niște reglementări și aici la aceste eșalonări. Nu putem vorbi la fel, pentru că noi știm și noi, am luat și noi niște diferențe salariale care au fost, mă rog, importante pentru stat, pentru că erau mulți, dar erau mici ca și cuantum individual. Și am mers la aceeași eșalonare, unii luau o tranșă de 500 de milioane. Tot angajați ai statului, indiferent în ce poziție erau. Da? Adică noi nu credem că era corect așa. Nici acum nu se întâmplă în mod corect. Da? Sunt persoane care ies la pensie, au de primit niște drepturi. Trebuie reglementări diferite, cred, ca să poată fi, într-adevăr, făcută o justiție între participanții la acul de justiție. Să facem de fapt la...